Eu consider că e un cuvânt cheie în această ecuație, bilanțul acelui om care a fost într-o funcție, cifrele, indicatorii, îi pui pe masă și dacă trendul a fost pozitiv, dacă rezultatele sunt efectiv mulțumitoare și dacă proiectele pe care le-ai propus electoratului trebuie să le și duci mai departe, trebuie să continui. Este un lucru firesc. Nu este de ajuns un mandat pentru niciun edil. Eu vă spun sincer, uitați că trecem de 3 ani de zile, mai bine, și a fost o perioadă, o consider eu, foarte scurtă pentru a pune în valoare proiectele propuse de noi și a le implementa. Deci, Tot ce e frumos trece repede. exact. Eu, ca să fiu sincer, nu pot să neg că nu mi-aș mai dori să mai am un mandat la Pitești și să termin lucrurile pe care le-am promis electoratului din anul 2020.